Sănătate și bine reveni printre matrul cripto la una, o nouă ediție a din lumea criptomonedelor. Derivatele sunt arme financiare de distrucție masă, iar ieri se discuta despre semnele panicii din spatele ușilor închise și astăzi cu certitudine ceva destul de grav s-a întâmplat. Consiliul Rezervei Federale anunță că programul de finanțare la termen al băncilor va înceta să acorde împrumuturi așa cum era programat pe 11 martie, adică luni. Tot pe 11 martie este și următorul termen limită pentru Basel 3. Jerome Powell se așteaptă la declinul la mai multor bănci, dar nu băncile mari, ci băncile mici și mijlocii, ce au o expunere majoră de risc. Lumea financiară iese la ivală după declarația alarmantă a președintelui Rezervei Federale, ce se așteaptă ca mai multe bănci să cadă începând cu 11 martie. Banca UBS vrea să închidă 85 de sucursale bancare în Elveția. Coincidență sau nu, perioada de coexistență pentru mesajele MT cât și pentru ISO 20022 se va încheia în noiembrie 2025. În această perioadă, instituțiile financiare pot trece la noul standard ISO, iar SWIFT va dezafecta mesajele MT solicitând instituțiilor să utilizeze mesajele echivalente cu ISO 20022 MX peste Swift în timp ce NASA se pregătește pentru amenințarea apocalipsei internetului din cauza furtunei solare iminente până în 2025. Pantera Capital își propune să achiziționeze jetoane Solana în valoare de 250 de milioane de dolari de la exchange-ul în faliment FTX. Goldman Sachs și-a îmbunătățit ratingul pentru bursa de criptomonede Coinbase de la vânzare la neutru, stabilind simultan o nouă țintă de preț la 282 de dolari pentru stocul bursei de criptomonede. Tether a mintat iar o USDT în valoare de 1 miliard de dolari. Bitcoin a atins un nou vârf record de 70.083 de dolari. Coinbase a picat din nou 3 căderi la 3 pompe de preț a Bitcoinului. Asta e clar manipularea pieței. Directorul general al unui furnizor de internet din Las Vegas a fost condamnat pentru spălarea a 4 milioane de dolari în bitcoin, iar fondurile au provenit de la o organizație non-profit din New York, ce aparține de un cartel mexican și care folosea o schemă separată de fraudă cu carduri de credit de 8 milioane de dolari. FCI anunță că scrișatul pentru airdrop-ul jetonelor Feci Compute a început și persoanele ce au minim 50 de monede Feci puse la stacking sunt eligibile. India și Indonezia sunt de acord să utilizeze monedele locale în tranzacțiile transfrontaliere. Când auzi că monedele locale vor să fie folosite în tranzacții, să știi că acele monede sunt de fapt CBDC-uri. Într-o mișcare către îmbunătățirea confidențialității în tranzacțiile cu monedele digitale, hubul de inovație al băncii reglementelor internaționale intră în parteneriat cu Autoritatea Monetară din Hong Kong și au anunțat inițierea proiectului Aurum 2. Hedra Hajgra finanțează MetaCourt pentru a sprijini lansarea rețelei principale DMZ, dând putere companiilor, startup-urilor și întreprinderilor să genereze jetoane de guvernare non-securitate și să tokenizeze activele din lumea reală folosind rețeaua Hedra. O etapă uriașă tocmai a fost atinsă pentru contractele inteligente pe stelar prin integrarea protocolului BANT, ce permite dezvoltatorilor să acceseze date în timp real și să construiască soluții inovatoare de fi în rețeaua Stellar. CasinoCoin ne spune despre construirea unui pod personalizat între legerul XRP, Ethereum, Solana și Xahau, că nu este doar o alegere tehnică, ci un pas crucial către oferirea unei experiențe mai robuste și mai ușor de utilizat pentru comunitatea CSC. Avocatul XRP John nu o acuză pe senatora Elizabeth Warren pentru ineficiență în gestionarea problemelor. Aplicațiile descentralizate a ecosistemului AVM Saichen alegerului XRP încep să prindă conturi și au început să apară din ce în ce mai mulți constructori care își pregătesc produsele pentru lansarea lanțului. Acum sper că ești conștient că majoritatea acestor aplicații vor să ofere airdrop-uri deținătorilor de XRP în funcție de câte măr de XRP dețin. SRP este o marfă și o valută precum aurul, susține un expert citându-l pe CTO de la Ripple, David Schwartz. Milioane de XRP părăsesc exchange-ul Binance pe măsură ce prețul este în creștere. Experții financiari prezic prețul XRP pentru sfârșitul anului 2024. Ripple XRP are o creștere remarcabilă de 10 miliarde de dolari a volumului real, deoarece un raliu ar putea să apară în curând. Cam atât în ediția de azi, toate sursele le găsești în descrierea clipului postat pe YouTube. Nu uita, te rog, că nu sunt consultat financiar, iar ce spun nu trebuie luat ca atare. Dacă ți-a plăcut conținutul, te invit să dai un like și subscribe. În rest, toate cele bune și spor la colecta cât mai multe criptomonede.